Slavă Fie Dumnezeu noastră, slavă Fie! Împăratul Ceresc Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pentru tine ești și toată împlinești, Ministerul Bunătăților și Dăcătorul de Viață, vino și te sărășinește cu noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părte Marte, mântuiește-L pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părte Marte, mântuiește-L pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Părte Marte, mântuiește-L pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și unuia și în vecii vecilor. Amin. Ia Sfântă Trăime, mântuiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă păcatele noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și unuia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a principiului și în vecii vecilor. Amin. Astăzi o să vorbim despre un personaj pe care n-am mai apucat să vorbim anul trecut, o să vorbim acum. Pe dreptul Iov, ați auzit despre dreptul Iov? Ați auzit de bună seamă despre el, mai multe, dar să vedeți acum câte detalii, să vedem despre dreptul Iov. Cine era dreptul Iov? Iubea foarte mult pe Dumnezeu. Altceva, ce mai știi despre el? Era foarte bogat. Foarte bogat? Era pastor. Nu era pastor. Avea foarte multe averi. Uite câte averi avea. Avea 7 fecioni și 3 fete. 10 copii. 7.000 de oi. 3.000 de cămile. Uite acolo, dreapta, cămile ce faină. 3.000 de cămile. 500 de perechi de boi, 500 de asini și mare, mare mulțime de slugi. Deci era foarte, foarte bogat. Câte cămile, câte cămile sunt în Cluj? Deci era mai bogat decât toată țara noastră. Nu știu dacă sunt în țara noastră, așa, 3.000 de cămile. Nu, nu sunt. Dar să dau oi, 7 oi mai sunt. Cât are o turmă de oi pe care aveți voi așa pe dealul pe la țară? Cam câte oi trebuie să are? 150, 200, 300, 500. Asta ia 7.000 de oi. Deci asta înseamnă cel puțin 7 turme din alea cele mai mari. Sunt oi și avea și 500 de măgari avea. Și 500, adică 1.000 de oi. Că era 500 de perechi de oi. Și era atât câte doi. Da? Care trăgeau la jur. Acolo stăteau slujile, slujitorii. Păi trebuia să se împărte. Și teren mult. Uite cât avea pășune și dealul și ăsta foarte. De ce? Păi atunci, pe vremea respectivă... Păi erau oamenii bogați pe vremea respectivă. Nu erau atâtea magazine cu atâtea feluri de haine. Erau doar câteva feluri de haine. Dar uitați-vă că hainele lui totuși sunt haine frumoase, haine de lux. Da. Dar astea erau, nu se făceau croiul de nu știu care, costum de nu știu care, nu. Avea două. Bun. Deci ăsta era Iov, un om foarte bogat și foarte drept.
Teo. Se spunea Teo că îl iubea foarte mult pe Dumnezeu. Acum se întâmplă ceva într-o zi. Copiii lui făceau petreceri. Se strângeau la câte unul acasă, hai să mâncăm, să ne distrăm, se jucau, se distrau, din toate felurile. Și de fiecare dată, Ion chema și sfințea pe feciorii săi după ce făceau câte o petrecere, se scula Disney dimineață și aducea jertfe. Dar arde de tot, după numărul lor tuturor, 10 jertfe aducea, dacă avea 10 copii, adică 10.000 jertfe, Doamne, se ruga. Nu cumva să fii păcătuit cu ceva copiii mei. Dacă o păcătuit, te rog frumos să ierți. Și aducea jertfe câte un miel în fiecare zi sau să fi cugetat ceva cu păcat împotriva lui Dumnezeu. Și așa făcea mereu. 10.000 pentru fiecare copil câte un miel, se ducea și îl jertfea, îl tăia și îl punea pe foc. Doamne, te rog să primești jertfa asta de iertare pentru copiii mei. Păi da seama ce credincios era. Dar el nu știa că nu stătea acolo să aude dacă o vorbi prostii sau dacă s-o bătu sau s-o certa. Nu. Și dacă cumva au greșit cu ceva, te rog frumos să ierți. Și asta făcea de fiecare dată când făceau copilului câte o petrecere, când se strângeau. Știi? Dacă au greșit cu ceva. Bun. Și acum într-o zi, pe tronul Dumnezeiesc, se înfățișează Satana. Și zice Dumnezeu, da. De unde vii? Păi am fost să cu treier pământul. Dar l-ai văzut pe robul meu Iov? Adică Dumnezeu? Nu, Satana vine la Dumnezeu. Ah. Acolo jos, e Satana, vine la Dumnezeu și întreabă Dumnezeu, de unde vii? Păi am fost pe pământ, zice Satana, să mai văd ce-i pe acolo. Și l-ai văzut pe robul meu Iov? Se lăuda Dumnezeu cu Iov. Ai văzut ce om credincios e? Satana zice, da, cum să fie credincios dacă i-a dat așa de multe? Ce ia lasă-mă un pic să umblu la averea lui și vezi numai că nu o să mai fie așa de credincios. O să te blesteme, nu o să se mai rogi, nu o să mai fie așa credincios. Dumnezeu zice, bine, îți dau voie. Fă ce vrei cu el, dar nu te atingi de el. Adică de lucrurile lui te poți atinge, dar de el nu. De tot ce are el. Serios? Da. Yes! Zice Satana, mă duc să-l atac. Și numai fiți atent. Într-o zi, vine un slujitor și zice, s-a venit niște vecini. Au năvărit asupra voilor, au pus mâna pe vite și pe robi, au trecut prin ascuțișul sabii. Nu mai am scăpat așa mult să-ți vestesc. I-au furat toți boii, 500 de perechi de boi și i-au omorât pe slujitori. Nu au zis eu, Doamne ferește. După aia, tot în aceeași zi, ziceam, Domnul a dat, Domnul a dat, fie numele Domnului binecuvântat. Asta zicea eu tot timpul. După aceea, tot în aceeași zi. Și focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile tale și pe robii tăi i-a mistuit. Deci nu era focul lui Dumnezeu, era focul ăla. Ăla la dumne cu foc și cu prostii din astea. Dar eu am văzut că a venit foc din cer, au ars toate 7.000 de oi. Toate. Și pe robii, pe păstorii care le păstoreau. Numai eu am scăpat și am venit să-ți vestez, zice unul singur. Hai, în aceeași zi. Tot în aceeași zi, Iov, Domnul a dat, Domnul a dat, fie numele Domnului, binecuvântat. Zice, caldeii împărțiți între ei cete, au dat năvală peste cămilele tale și le-au ridicat și pe romii au trecut prin ascunsișul sabii. Nu mai am scăpat. Eu furat toate cămilele. 3.000 de cămile l-au luat și l-au dus. Nu mai e niciuna. Ce zicea Iov? Dacă trei cete, da. S-au împărțit între ei cete, de ce? Să înconjure pe cei cu cămilele. Eu înconjurat, eu bătut, eu omorât pe slujitori, cămilele sale noastre luat și duse, la revedere. Ce zicea eu? Domnul dat, Domnul dat, fie numele Domnului binecuvântat. Păi, hai mă, și-a venit un vânt puternic, tot în aceeași zi, s-a strălit spre pustiu și a izbit din cele patru conturi ale casei și casa s-a prăbușit peste tineri și au murit toți copiii. Toți 10, toți! S-a apucat Iov de un plâns cu nevastă sa. Doamne, ce se întâmplă? În aceea zi, era cel mai bogat din răsărit, așa ne zice Scriptura, și într-o singură zi a ajuns cel mai sărac. Nu mai avea nimic. Numai el și soția. Atât. Și câteva 4-5 slujitori care au mai trăit. Care au venit să-i dea ducă de veste. Și ăsta sărac. Domnul a dat, fie numele Domnul binecuvântat. Soția a început să se nerveze. Dar cum e Dumnezeu? Blestemă pe Dumnezeu! Nu, stai un pic. S-a dus din nou Satana la Dumnezeu și Dumnezeu zice, ei, cum e? Cum e cu Iov? Păi,
știi, cojoc pentru cojoc, zice satana. Adică cum? Cojoc pentru cojoc. Dacă el e sănătos, e bucuros, are pe ce trebuie, păi nu, că el a luat. Și m-a blestemat? Păi nu. Dar ce zice? Dar zice, domnul, nu, tă de astea, poveștea lui. Zice, dar lasă-mă să mă ating un pic de carnea lui, zice Lucifer, satana, să vezi numai cum să te blesteme. Bine, zice, du-te, atinge-și de pielea, ca să nu-l omor. Atâta. Să nu-l omor. Atunci ai dă, ce zicea eu, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul, da, domnul, da. Nu mă necăjesc pentru ce am pierdut. Și atunci dă satana lepra. Și zice, lepra? O boală în care scade pielea, de care pică carnea de pe tine, curge sânge pur și simplu, nu mai simți nimică și începi să scade toate. Și îl pișca și îl durea pe săracul loc, încât o dată un cioc de sticlă și îl stătea pe gunoi și îl stătea. Scărpina cu ciocul de sticlă și-o venit nevastă să mă, uite ce ai ajuns, râsul lumii. Nu te mai iubește Dumnezeu. Blestemă-l pe Dumnezeu și mori și ai scăpat de durere și de suferință. El zice, Doamne, frate, tu vorbești ca o femeie nebună. Cum să blestem pe Dumnezeu? Și dacă am primit cele bune, nu le primești pe cele rele? Te primesc, Domnul, dar tot nu mai. Nu mă necăjiți eu pentru asta. Nu a reușit nici nevastă sa. Că tot satana și-o pleașa la nevastă sa. Tu te spune, tu te necăjește. Au venit după aceea, asta îi spunea nevasta. Au venit cei trei prieteni al lui Iov. Avea Iov trei prieteni foarte inteligenți, foarte deștepți. Și foarte credincioși. Și-o venit să stea de vorbă cu Iov. Și-o sta de vorbă câteva săptămâni. În cartea lui Iov, dacă o să citiți în Biblie, sunt 30 de capitole numai discuțiile lui Iov cu prietenii lui. 30 de capitole. Că tot îi spuneau prietenii despre Dumnezeu, despre lumea asta, despre bunătate, despre răutate, despre boală, despre suferință, zice, păi Dumnezeu îi pedepsește pe aia răi. Pe aia care fac prostii. Și pe copiii tăi, probabil că au făcut ceva păcate, de-aia i-a omorât Dumnezeu. Nu știau ei că, de fapt, nu Dumnezeu i-a omorât, că diavol. Și nu știau ei că nu au făcut păcate nici copiii, sau probabil că au făcut, dar Iov a adus jertfă. Și a adus jertfă lui Dumnezeu. Da, dar cine știe ce au făcut și nu știi tu? De-aia i-a pedepsit. După mintea lor, ce? Întrebi, zicea, dar și boala asta ta, uite, că ești plin de lepră. Înseamnă că și tu ai păcătuit. Recunoaște ce ai păcătuit și scapi. Că Dumnezeu te iartă dacă te pocăiești. Spui, Doamne, am făcut aia, ce iertare. Și te iartă Dumnezeu. Și eu ziceam, măi, eu nu știu ce să fi păcătuit. Nu știu. Mă tot gândesc, încerc să-mi aduc aminte, nu știu. Atât era de drept, că nu greșit cu nimic. Prieteni ziceau, da, ești viclean, tu de-aia nu vrei să recunoști că ai păcătuit. Tot așa l-au necăjit. Până la urmă, zice, lăsați-mă pace, nu mai vreau. Tot mă acuzați pe mine, pe nedrept, eu nu știu niciun păcat. Și atunci a început să se roage Dumnezeu, Doamne, de ce mă chinuiești așa? Uite, râde ăștia de mine, prieteni, nevastă sa, râdea de el, toți vecinii, toți ziceau, vă, săracul, eu l-a bătut Dumnezeu. Doamne, dacă am greșit, arată-mi ce am greșit. Răspunde-mi, Doamne, zicea. Dacă nu-mi răspunzi, întreabă-mă tu pe mine, că-ți răspund eu. Și atunci, e o furtună mare. Și mi-a zice, da, vrei să te întreb? Îmi răspunzi tu? Hai să te întreb. Uite ce spune. Ce, câte greșeli și câte păcate am făcut. Dă-mi pe față călcarea mea de lege și păcatul meu. Asta zicea eu. Se ruga lui Dumnezeu. Vine Dumnezeu și spune. Sunt multe lucruri, nu le citesc pe toate. Nu mă uitați ce întrebări pune Dumnezeu lui Iov. Și eu să răspund la toate întrebările. Nu mă punem întrebări, că eu să răspund la toate. Unde erai tu când am întemeiat eu pământul? Iov săracu șoc. Nu știu, că nu era nici maică sa. Unde erai tu? Zice, eu te voi întreba și tu vei da lămurii. Spune-mi dacă știi. Știi tu cine a hotărât măsurile pământului? Ce dimensiune are pământul? Cât e mare? Cine o hotărât să fie atâta și nu mai mic sau mai mare? Cine a întins deasupra lui un lanț de măsurat? Zică și nu-l dat cu ruleta să măsoare pământul sau să măsoare deasupra pământului tot cerul.
În ce au fost întărite temelile lui? Cine a pus piatra lui cea din capul lungului? Atunci când stele dimineții cântau la o dată și toți îngerii mă sărbătoreau, cine a închis marea cu porți? Iau, când ieșea năvalnică din sânul firii și când i-am dat ca veșnul negura și norii de scutece, apoi au hotărât și hotarul meu și am pus porci în zăboare și am zis, până niște vei, vei veni și mai departe nu te vei întinde. Aici se va sfârma tu fia vanul tale. Ai poruncit tu dimineții, eu nu știa nimic. Păi cum a pus marea până aici și de acolo să nu mai fie mare, numai până aici. De unde să știu eu? Eu zic să întreabă, mă, că să-i spun, zicea eu. Eu că mai întreabă Dumnezeu și eu, habar, nu avea. Și apoi, zice așa, ai poruncit tu dimineții vreodată în viața ta și arătat aurorei, care este locul ei, este aurora boreală aia, care e așa. Și ai poruncit tu astea, ai zis dimineții, hai, la câte oră să vină dimineața? Și eu fac asta fiecare zi, poruncesc dimineții când să vină. Spun la aurora boreală când să se arate și unde să se arate, da? Ca să apuce pământul de colțul, să scuture pe negrijiții pe pământ. Și multe întrebări de felul ăsta. Ai cugetat la întinderea pământului? Ce care drum duce la Palatul Luminii și care este locul Întunericului? Ce știu eu care drum duce la Palatul Luminii? Care era? Păi nu știe numai Dumnezeu. Răspunsul la lucrurile astea. Nici eu nu știu, dar eu să credea de știe și el. Știe multe. Multe întrebări, trei capitole numai întrebări din astea. Stai să vă arăt una foarte interesantă. Uite aici, cu, ai văzut la cămările de zăpezi, ai văzut o cămările grindine pe care le țin deoparte? Unde se risipesc cablurii? Unde se duc cablurii, zice? În ce? Da. Cine a săpat albe puhoaielor cerului? Cine a căit drum bubuitului tunetului? De unde știi pe unde merge bubuitul tunetului? Nu. Ca să ploaie pe pământ, pe pământ și nelocuit. Da? Apoi, uitați aici. Poți tu să legi catarabele pleiadelor sau să deznozi lanțurile Orionului? Astea sunt stele de pe cer. Poți tu să scoți la vreme cununa zodiacului și bebitul cârmaș carului mare și stelelor lui? Poți să conduci tu carul mare cum să se miște pe bolta cerului? Păi eu fac asta. Putem noi careva să zicem la o stea? Habar n-avem. Nici nu știm cum și nici nu putem. Mai departe. Cine are grijă de mâncarea corbului când puii lui croncănesc? Tu ești cel ce aduci pradele oaice și potărești foamea puiilor de leu? Știu unde au toți, au mâncare, toți trăiesc, toți se descurcă. Cine i-o dat în cap? I-o pus vultul, zice, acolo pe vârf de munte. Eu nu știa nicio răspuns la nicio întrebare. Apoi, Leviatan, să vedeți prin Leviatan. Uitați-vă ce descriere face Iov, adică Dumnezeu, la Leviatan. Și să-mi spuneți voi la sfârșit ce e Leviatan. Și vom vorbi despre mădularea lui de setăria lui, despre frumoasa litomie. Cine a ridicat pulpare din fața veșmântului lui, adică avea în față ca o pulpană. Ce înseamnă asta? Ca un veșmânt lung până jos. Ca din piele. Din blană, din piele, nu știu din ce era. Cine poate pătrunde în căptușeala armurii lui? Cine a deschis vreodată porțile gurii lui? Și are o gură foarte mare ăsta. N-are dinți, ci are zinți. Și zinții lui sunt îngrozitori. Spinarea lui ca un șirac de scuturi. Așa mare, mare. Cum? Cu ce s-a mânt? Cu un dinozaur. Dar fiți atenți, mai departe. Ele sunt strânse unul în altul atât de tare că nici vântul nu pătrunde printre ele. Fiecare e lipit de cel de lângă el, se ține așa și nu se mai despart. Din strănutul lui, deci când strănută, scapără lumină și ochii lui sunt roșii ca pleoapele zorilor. Din gura lui ies niște torți aprinse. Da. Foc! Dragon! Nu, dragon! Foc iese din nările lui, auzi! Ca dintr-o căldare pusă la foc, răsuflarea lui de cărbuni aprinși. Și gura lui se șne, din gura lui se șne flăcă, deși pe gură scoate flăcă. Foc! Fum pe nas și foc pe gură. Extraordinar! Puterea lui adunată în grumazul lui și înaintea lui se șnește groaza. Carnea lui e îndesată. Oricât e apăsat, ea nu se lasă. Inima lui este tare ca piatra, ca piatra râșnițe. De mărția lui se dă și barurile mării. Să-l atingi cu sabia, nu, atacă-l cu sabia, zice. Și dacă îl atingi cu sabia, dacă... Ce nu folosești la nimic, auzi?
nici cu lancia, nici cu săgeata, nici cu toporul. Fierea pentru pielea lui este ca paiul și arama cale nu putre. Deci dai cu toporul în el și se strică toporul. Se strică toporul când dai. Stai cu sabia în el, cu surița. Să-mi doaie surița, se rupe tot. Atât de puternic. Săgeata nu-l pune pe fugă și pietre din praște cad pe el ca niște pleavă. O săgeată pentru el este ca un pai. No, când te împungi cu paiul, cum e? No, așa e și săgeata pentru el. Tragi cu săgeata și cu arcul și pentru el zice, ai, ce mai gândi la vă dați seama, extraordinar. Dacă pui mâna pe ea, se gândi. Sub pântecele lui, deci când merge cu burta pe pământ, fiți atenți. Sunt niște solzi ascuțiți, când dă prin noroi, pare că dă cu grabă. Deci când trece pe acolo, parcă ai tras cu tractorul, arătură, știi? Parcă a fost tractorul, așa trece. Nu mai trebuie tractor, dacă e un dinozaur, e dinozaurul ăsta. Un dinozaur adevărat. Descrie... Ce? Cum să nu? Existau dinozauri pe vremea lui Iov. Sigur că da. V-am mai spus. Dinozauri există până în ziua de astăzi, mai sunt încă trei. Trei dinozauri mai există. Unul în Canada, unul în Elveția și unul în Congo. Care trăiesc. Și au văzut, nu e chiar așa, că asta e o specie care a dispărut. Dar astăzi mai sunt două specii de mare, care merg în mare și au din Congo, astea zburători. Merg și au copii. Da, a fost un student în America, la facultate și studiau despre dinozauri. Zice, acum au 1 milion de ani au dispărut dinozaurii de pe fața pământului. Și cum au dispărut? Că la noi în sat sunt. Unde mă? La noi în Congo. Și s-au dus acolo cu poze de dinozauri și le arătau la oameni. Și au zis, nu, că ăștia vin și ne iau copiii. Și... Deci veneau din când în când rar și le smulgea câte un copil și îl ducea și îl mânca. Dar poate să vedem și eu. Nu poate să vină România. Stați liniștiți. Deci, îți pe cale de dispariție, într-adevăr. Dar ăștia existau. Uite, dovadă, scrie Biblia, spune Dumnezeu despre el că au existat. Da, și s-au întâlnit cu oameni, nu au dispărut acum în nu știu câte milioane de ani. Așa oamenii cum? Păi clar, de ce au dispărut mare parte din dinozauri? Pentru că oamenii au omorât. Cum au omorât dacă nu pot? Au găsit soluții, au tins capcane. Nu știți Sfântul Gheorghe ce a făcut? Sfântul Gheorghe. Nu a omorât un dinozaur. Nu e ce că balaur. Dar era dinozaur. Asta a omorât Sfântul Gheorghe. Sau mai este în Biblia sinodică, este o carte, nu este canonică, dar este acolo prezentă. Istoria Suzanei și a omorârii balaurului. Lui Bel și a omorârii balaurului. Citiți numai cartea aceea să vedeți cum Daniel, prorocul Daniel, a avut o problemă de felul ăsta. Că vinea un balaur, un dinozaur și tot mânca oameni, mânca animale, mânca vitele. Și ăsta ce-a făcut? Și l-a gândit din câlț, știți-i câlțul? Da. Care se folosește, eu l-am văzut la pictura bisericilor. Da. Ca să pui pictura, se pregătește pe perete câlți. Se amestecă cânepă, un fel de ațe foarte, foarte multe, cu vară. No. Eu luat câlți și am amestecat cu mâncare, cu carne. Și am făcut o chifteluță atâta. O chifteluță atâta. Una, cu carne mirositoare, prăjită, frumos, bună. Nu mă, duceți-i asta. Și eu dus-o la ăsta, eu aruncat-o la dinozaurul ăsta când au văzut, vai ce bună e. O luat-o și s-o îndicat cu ea, că era câlț. Nu a putut amesteca. Și au rămas s-o murit. No. Deci au fost. Bun, mergem mai departe. Cam asta e. Acum eu când auzit toate întrebările astea, zice Doamne, din spusele unor așa altora, auzisem despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut. Pentru aceea mă urgisesc eu pe mine însuși și mă pocăiesc în praf și în cerușă. Îmi pare rău, Doamne. Pentru că am zis să mă întrebi. Îmi pare rău că m-am îndoit de tine. Și zice, în toată suferința lui Iov n-a greșit nici cu un cuvânt. Nici o greșeală. Acum Dumnezeu se arată prietenilor lui, ăia trei prieteni, zice, eu tu nu ești normal la cap, frate, habar nu ai. Și se arată Dumnezeu, tu vârtești mare. Se arată prietenilor lui. Și spun, măi băieți, ție Dumnezeu, ce sunt împreună? Uitați-vă că Iov nu a greșit cu nimic, dar voi ați greșit.
voi ați păcătuit cum ați vorbit despre el și despre mine. Ca să vă iert, întoarceți-vă înapoi la Iov și rugați-l să aducă jertfe și pentru voi. Altfel nu voi, altfel muriți! Zicea, Iov, nu te rog să ne ierți, am greșit. Deci după ce l-au făcut în toate felurile, s-a dus să ceară iertare. Te rog să ne ierți, uite acum, hai să ne rugăm împreună. Hai să aducem jertfă lui Dumnezeu ca să ne pedepsească. Și n-a păcătuit Iov cu nimic. Acum când a văzut Dumnezeu, ce bun e Iov, uite ce i-a dat. 14.000 de oi. I-a dat înapoi. 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de asine. Uite câte au luat cetul. Dublu. Dublu i-a dat. Dublu i-a dat și i-a dat încă 10 copii. Încă 10 copii și de pot au mai trăit încă 140 de ani după întâmplarea asta. Merită să te încrezi în Dumnezeu? Da. Voi aveți probleme? Da. Ispite câteodată? Da. Că mai pierdeți câte ceva? Da. Nu facem prostie. Eu nu am făcut nicio prostie. Ce înseamnă asta? Când vine câte o problemă, ba o boală, ba o suferință, ba cineva te necăjește, ba cineva te lovește, sunt ispite. Știți ce e ispită? Ce e ispită? Antonie, stai jos. Când diavolul șoptește ceva, sau când îți pune o problemă, ca să te facă să nu mai fii așa de credincios. Mă duc la biserică, atunci dacă mă tot duc la biserică, ce am eu așa de mulți bani, sau așa de multe haine, sau așa de multe jucării, cum are nu știu cine. Asta e o ispită. Și ispitele știi de ce le îngăduie Dumnezeu? Ca să te facă mai tare. Eu s-a făcut mult mai tare după ce a fost ispitit în toate felurile. Uitați-vă ce zice Iacob. Ce mare bucurie să s-o potiți, frații mei, când credeți în felurile ispite, fiindcă încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Cum să ai răbdare dacă n-ai ispite? Deci tu te înveți cu răbdare dacă ai ispite. Da? Atunci când părinții spun, nu, asta nu pot să spun. Nu, aici trebuie să mai reduci timpul pe ecran, pe telefon, pe jocuri, pe tabletă, pe una, trebuie să mai reduci. Astea sunt ispite, ca să înveți răbdarea. Dacă nu înveți răbdarea, dacă nu asculți, nu înveți răbdarea. Uitați ce zice Sfântul Antonie cel Mare. Nu ăsta cel mic, ăla cel mare. Dacă se vor lua ispitele de la oameni, nu se mai mântuiește nimeni. N-ar putea Dumnezeu să zică, bă, nicio ispită acum. Ăsta e copilul meu, credincios, nicio problemă. Nu, îl protejez să nu mai aibă nicio problemă, să nu mai plângă niciodată. Nu ar fi fain să nu mai plânge niciodată. Să nu mai fie supărat niciodată. Adică, dacă vreau mâncarea aia mi-o cumpără mama. Dacă vreau haina aia mi-o. Dar vreau să stau 10 zile pe telefon. 10 zile stau pe telefon. Deci, auzi ce zice Sfânt Antonie. Dumnezeu ar putea să facă lucrul ăsta, să știți. Dar dacă ar face lucrul ăsta, nimeni nu s-ar mai mântui. Nimeni n-ar mai merge la rai. Nimeni. Că numai prin ispite, tu te înveți ce e bine și ce e rău. Înveți să faci diferența între ce îmi place și ce e bine. Nu tot ce îți place ție e bine. Nici tot ce îmi place mie e bine. E bine ce spune Dumnezeu. Bun. Uitați ce zice Sfântul Pavel. Nu va cuprins nicio ispită care să fi fost peste puterea omenească. Deci Dumnezeu nu îngăduie ispitele peste puterea noastră. Care să nu le putem birui. Dar credincios este Dumnezeu. El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți. Și atenție, odată cu ispita aduce și scăparea din ea, ca să puteți răbda. Deci când vine orice fel de ispită, Dumnezeu a pregătit și scăparea. Cum să scap din ispita asta? Păi să mă rog, să iert, să tac, să nu comentez. Deci are și scăparea. Dacă picăm în ispită, nu? Vine ispită, vine un coleg la școală, da? Îți pune în față, ce ai să vedeți niște prostii pe telefon. Asta e ispita. Dacă tu cedezi, să zici, nu, bine, ai căzut. Dar Dumnezeu a pregătit scăparea din ea. Tu zici, nu mă trebuie să mă prostii de astea. Lasă-mă uite acasă, dacă îmi dă mama voie. Ai scăpat? Sau dacă te rogi, nu, hai să ne jucăm altceva. Sunt soluții ca să scapi de orice fel de ispită. Sau să ne uităm la altceva. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, da, să ne uităm la altceva. Plângeți că nu aveți nicio suferință. Auzi, zice, să plângi când n-ai nicio suferință. Ce? Să plângi. Că zici, a uitat Dumnezeu de tine.
Și noi ne lăudăm în suferințe, zice Sfântul Pavel. Bine știind că suferința aduce răbdare, răbdarea încercare, încercarea nădejde, iar nădejdea nu rușinează. Pentru că iubirea Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel de nou. Prin ce ne-a mântuit pe noi Hristos? Prin jertfa pe cruce. Prin suferință, nu? De aceea ne învață pe toți că prin suferință ne mântuim. E greu să acceptăm suferința. E greu să răbdăm, nu? Păi trebuie să spun povestea aceea. O știți aia cu foarte bine, foarte bine. Știți povestea cu foarte bine, foarte bine? Nu. Da. Hai să vedem încă o dată. Să vedeți ce înseamnă să înțelegi că în spatele fiecărei probleme e Dumnezeu. Și că era odată un om, avea un cal foarte frumos. Foarte frumos. Și era tare ascultător calul ăsta de el. Și omul ăsta, orice problemă avea, zicea foarte bine, foarte bine, domnul știe ce bine. A venit într-o zi un altul la el, mai bogat, și-a zis, domnule, dă-mi e calul ăsta, că dau alt patru cai în loc. Patru în loc de unul. Nu-i bine. Nu pot să dau calul ăsta, că nu m-am atașat de el, calul meu, l-am de alte zile, mă ascultă. Vecinii, mă, dar tu ești prost, dar cum să nu primești patru cai în loc de unul? Lasă, și de aia te atașezi, și aia îi crești, cum vrei tu, îi dresezi, cum vrei tu. Și foarte bine, domnul știe ce vine. Și într-o zi, îi fuge calul de acasă. No, ai văzut, ai zis că e foarte bine. Ai pierdut calul ăsta, ți-a fugit de acasă, n-ai nici un cal. Dacă aveai patru, îți fugea unul, îți rămâneau trei. Și dacă fugea patru? Nu fugeau toți patru. O fugit unul, s-a dus de acasă, a plecat calul de acasă, nu mai nimic. Ăsta, foarte bine, foarte bine, domnul știe ce e bine. Bucuros era tot timpul. Domnule, ăsta nu-i normal, ce zici că e foarte bine când nu mai are niciun cal. Ei, la într-o zi, vede că plin de cai, pe uliță, pe câmp, calul lui venea cu o herghie de cai sălbatici. O deschis porțile mari, a intrat în curte acolo, veni vecinii să vadă, Doamne ferește, uite că e plin de cai la el în curte și ne-au zis că e foarte bine. Și de nu l-am crezut. Dar uite, vezi că la urmă se vede. Foarte bine, bun. Acum, cai sălbatici trebuie potcoviți. Păi n-au potcoape. Se poți să-i folosești, te duci la câmp, te duci cu căruța, cu ei, să-i vinzi, de potcovit. S-a apucat de potcovit cu fiul lui, avea un fiu puternic, s-a apucat de potcovit. Cum potcovea fiul acolo la cal, l-am luminat un cal, când l-a scos un cui, dă-i frate, o dat o copită, l-a dat jos pe băiatul lui, i-a rupt piciorul. Ăsta, foarte bine, foarte bine, domnul știe ce e bine, mă, cum să fie bine, i-a rupt piciorul, piciorul tău cu piciorul în ghips. Acum e bine? Ăsta foarte bine. Domnul știe ce e bine. Oamenii zic, mă, ăsta n-are inimă. Cum să spui despre copilul tău cu piciorul înghis că e foarte bine? Dar în ziua următoare, ordin de la împăratul. Toți tinerii apți de mult război să vină repede că avem dușmanul la granițele țării. Tu? Eu mi-am rupt piciorul. Nu, tu stai acasă. Hai, din tot ce văd vecinii, uite copiii noștri se duc la război, poate mor în război. Și ăsta și-a rupt piciorul și ne-a zis că e foarte bine și nu l-am crezut. Mai bine și rupeau picioare decât să meargă să moară în război. Ăsta foarte bine, domnul știe ce e bine. Bun, într-o zi aude împăratul de la Palatul cel Mare, aude despre omul ăsta care e foarte optimist și toată ziua zicea, măi, ce ăsta trebuie să-l aduc la mine la curte. Mă încurajează și orice, toată lumea are probleme și împăratul are probleme. Dar vreau să-mi spună foarte bine, domnul știe ce bine, să mă încurajeze și pe mine. Și orice problemă avea împăratul, omul zicea foarte bine, foarte bine împăratul. Domnul știe ce bine și împăratul zice, da, ai dreptate, hai că mergem înainte, nu ne mai necăjim de slujile astea și de cutare și de cutare. Dar într-o zi primește împăratul o bardă, primarea mare, puternică. Păi, bine, ziceam, vezi că e foarte ascuțită, nu te juca cu ea, împărat, las că eu mă pricep. Și cum se juca el așa? Vrea să taie un lemn și poc, își taie degetul. Omul de lângă el ce zice? Foarte bine, foarte bine, domnul știe ce e bine. Mă, cum să fie bine că mi-am tăiat degetul? S-a nervat împăratul pe el la închisoare, că m-am mai nervat. Nu se poate, tu-ți bagi joc de mine, eu sunt împăratul, mă, dar e bine că mi-am tăiat degetul. Unde ai văzut un împărat fără deget? Ăsta foarte bine, domnul știe ce, bagă la închisoare. Omul necăjit acolo la închisoare stă, nu mai dă de mâncare, suferă, necăjit. Nu, îți place la închisoare. Foarte bine, domnul știe ce e bine. Asta nu-i normal la cap. După aceea, într-o zi, împăratul făcea cu cavalierii lui vânătoare. Și într-o zi zice, mergem la vânătoare de elefanți în junglă. Foarte bine, vânătoare de elefanți. Dă-i, bă, elefant, după rinocine.
s-o dus prin junglă, s-au îndepărtat un pic mai mult decât de obicei cu generalii lui, da, nu se temea, era împărat, avea săbii, avea de toate. Dar pică într-o ceată de canibali. Ăștia foarte răi, i-au înconjurat, i-au prins pe toți, i-au pus în mijloc, da, ce facem cu ăștia? Canibali, știți ce sunt? Sălbatici care mănâncă oameni, mănâncă oameni. Oameni care trăiesc în junglă și care mănâncă și oameni. Nu numai animale. Mâncă și cai, l-au mâncat cai, l-au mâncat și generalii și au ajuns la împăratul. Vine șeful canibalilor, mă, ce noi avem un principiu. În tribul nostru nu se mănâncă decât oameni întregi. Ăsta n-are un deget, trimite-ți la casă, că nu-i bun. Vine împăratul acasă, ai de mine, unde-i omul ăsta? Că mi-a spus că e foarte bine și am zis că nu e bine că mi-am tăiat degetul. Și eu zic că e foarte bine, unde-i? Păi la închisoare împărat, e care ai ținut acolo nu știu câte zeci de ani. Mă duc să-mi cer iertare, scoate-i în închisoare, te rog, cum o să mă ieți. Ăsta-s canibal, eu mâncat pe toți. Foarte bine, foarte bine. Ce e bine, să te țin închis pe tine? Zice împăratul, ăsta e bine? Te ținem la închisoare, când tu mi-ai spus că e bine. Și auzi ce zice popul, ce e foarte bine, foarte bine. Domnul știe ce bine, că din era cu tine și mă mâncau și pe mine. Deci dacă nu mă băgai la închisoare, eram acolo și mă mâncau și pe mine. Ei, asta trebuie să ne facă că noi să înțelegem, să spuneți fiecare dintre voi orice problemă aveți. Domnul știe ce e bine. Foarte bine. Păi dacă am luat o notă proastă, foarte bine că m-am putut învăța. Domnul știe ce bine. Că m-am îmbolnăvit foarte bine. Când spunea cineva în America, ați auzit că în 11 septembrie 2011 s-au dărâmat două turnuri gemene, două blocuri foarte, foarte mari. Îi zice că era o familie care a pierdut taxiul. Și nu a apucat să meargă și a întârziat la serviciu. Din cauza întârzierii s-a supărat. Și trebuia să fie în blocurile alea gemene. Pentru că întârzia tot trăit. Dacă nu întârzia, era un blocul și murea. No, e bine să scap taxiul. Pune câteodată. Vai, că mi s-a stricat mașina. Nici o problemă. Înseamnă că eu pot să fiu Dumnezeu un accident mai grav. Înțelegeți? Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră care nu mi se par rele. Dar de cele mai multe ori ne scapă de un rău mult mai mare. Uite, de exemplu, dacă vezi un copil că se pleacă peste geam. Pleacă peste geam, se pleacă cam tare. Păi mama și tata îi pune mâna pe spate și trage afară. Și ce zice? Păi, ce m-a bătut mama pe spate, uite ce m-a lovit și m-a tras de haină și m-a tras de gât. Și uite ce mi-au făcut. Mi-au făcut dungă aici la gât, uite cum m-a tras de tare. E adevărat sau nu e adevărat? E adevărat. Eu făcut rău? Eu făcut rău. Eu făcut rău. Eu făcut rău foarte mic, ca dacă nu făcea rău ăsta, ăla în cap de la etaj și putea să moară. Înțelegeți? Asta face Dumnezeu cu noi. Ori de câte ori avem anumite probleme, Dumnezeu ne scapă chiar dacă e mai dureros modul în care ne scapă El. Asta trebuie să învățăm și de la Iov. Iov, prin toate suferințele și problemele ce le-a avut, nu a comentat împotriva lui Dumnezeu. Zis, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Ca și povestea lui. Exact. Zice cântarea. Nu te îndoi, ci crede. Cum zice? Că după orice nor, e un soare și mai dulce. E un rod și mai gustor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne tot puternic el. Când nu se vede soarele, când e norat, când plouă, ce zici? Vai de mine, nu mai vine lumina niciodată? Când e frig afară, ce zici? Nu o să se mai încălzească niciodată, nu o să mai răsară niciodată plantele, că e prea mare înghețul. Minus 10 grade afară, tot înghețat și apa. Ne apucăm să plângem, că nu o să mai facem baie în piscină. Că știm că după îngheț, că după noapte vine ziua, că după iarnă vine primăvara și vară și toate vor reveni. Exact așa e cu toate problemele. Trebuie să vină anumite probleme. Că așa ne călim, ne facem mai puternic. Bine? Cântăm cântarea și apoi vedem ce jocul mai fac. Nu te îndoi ci crede.